echipele aici, vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De 6 ani, Veronica Doncila își trăiește drama vieții. Bărbatul, pe care spune că l-a iubit și de la care ar fi născut 2 fetițe gemene, nu-și recunoaște copiii. Și am avut încredere în trânsul, am crezut că să facem o familie. Vasile Grecu, presupusul tată al fetițelor, este categoric în ceea ce privește gemenele și pune la îndoială fidelitatea fostei concubine. Eu nu recunosc copiii mei, nu recunosc. Dacă nu s-a mei, eu mai departe pensia alimentară nu plătesc. Un bănuț. Vor să fac dâncaua asta, să vad dacă sunt fetele lui. Relația celor doi concubini s-a sfârșit dureros, la propriu. Eu nevrând, el cum m-a apucat de gâce, eu nu aveam aer, eu l-am lovit cu piciorul. M-a lovit în canalul de ud. Mi s-a închis canalul, eu nu mă puteam ieși, încurgea sânge din canal. Acum, femeia are o singură dorință. Cel mai tare îmi doresc ca să vadă toate rudele astea lui, că fetele da într-adevăr s-a lui și ăsta e sângele lor și ei le-au respins. De ce acești doi tineri așa și nu au putut avea o familie fericită? Și care a fost motivul despărțirii? Din ce cauză Vasile își pune la îndoială paternitatea? Și ce va arăta testul ADN? Acestea, dar și alte detalii ascunse, aflăm astăzi în emisiune. Veronica Doncila, mama a 2 gemene pe care tatăl lor refuză să le recunoască timp de peste 6 ani, a venit astăzi în studioul nostru. Să o întâmpinăm! Bună seara! Mai întâi de toate vrem să cunoaștem istoria relației tale cu Vasile. Cum v-ați cunoscut? Cum v-ați luat? Tata meu de-a doilea a decedat și mama mea s-a recăsătorit de-a doilea și trăim în satul ăsta Raionul de Băsari. Trăiam la tata de-a doilea și adică prin tata a doilea am făcut cunoștință, lucra la paza de stat și ne-a spus că ea că cu mine lucrează un băiet, e cu minte, e băiet bravo și vrea să fac cunoștință, să vă întâlniți. Așa a zis tatăl tău Vitreg. Da. El vroia cumva să-ți aranjeze viața personală? Da. Îți căuta a doua mire? Da. O vrut se preocupa de asta? Da, da. Așa. Și ți l-a recomandat pe Vasile ca pe un băiat bun? Da. Când ai aflat că ești însărcinată, erați încă împreună cu Vasile? Da, eram împreună. Cum a primit el vestea? Cum... A primit-o normal, am știut numai noi doi, adică nici mama mea nu a știut că eu sunt însărcinată, n-am vrut să-i spun. De ce? El mi-a zis să nu-i spun, că a să mă trimat să avortez, ori chestii de astea, și a spus că putea o străim. Putea să facă mama ta așa ceva? Nu, el așa s-a gândit, mama mea nu a zis așa ceva, dar el s-a gândit că mama, adică pe înșis nu spun, știm doar noi doi. Până ce, până când? Până la 8 săptămâni. Și după asta i-ai spus? Și după asta ne-am dus împreună la părinți, la tata meu de-a doilea, la mamă. I-am spus că ea că sunt însărcinată. I-ați anunțat împreună, era da, și Vasile da, cu tine. Da, da. Eram amândoi împreună. Așa. Când ai născut fetele, el a fost să le vadă la maternitate? Când a născut fetițele, deja eram dispărțiți, dar au venit. Sâmbătă le-am născut și duminică a venit dimineață. A venit cu costumaș, cu tot ce trebuie, cu flori, ca frumos, ca un tată. Tată. Da. Și era fericit să le vadă? Da, era fericit. Prima fetiță se numește Ludmila. Și chiar seamănă cu dânsul. El a zis, a ieșit cuvânt, și numai cu dânsul în braț stăte, că Ludmila seamănă cu dânsul. Asta e fata tată. Așa a zis chiar, da? Când da. A văzut-o. Da, dar Pionela practic nici nu o lua în seamă și mama mea era cu mine la maternitate, chiar au 2 fetițe gemene și mi-era greu singură să mă descurc. Dar de ce pe una o lua în brațe și pe cealaltă? Și apoi mama i-a zis, dar de ce o ții numai pe Ludmila, de ce nu ești pe Ludmila și el pe Ionela? Și-a lepădat-o pe Ludmila și-a luat-o și pe Ionela.
Fetele seamănă între ele sau sunt gemene? Sunt separate, nu prea seamănă. Nu sunt identice, da? Dar tu zici că Vasile la început, uite, și recunoștea copiii. Când a început el să-și nege paternitatea și dacă ți-a explicat cumva de ce? Ce s-a întâmplat? La început, chiar când am început străim, adică el nu trăie cu capul lui, se ducea undeva la o mătușă, la un moș și venea acasă, dar nu spune cuvântul lui că iacat, nu-s copiii mei, tu de-o pildă, nu știu cum. Dar spune că ia ca mătușa o zis că eu slab și-s doi de gemeni și nu s-a mei, că ia ca moș o zis că așa, că așa, cu ghionturi tot timpul, adică cât am trăit. Adică vrei să spui că rudele lui, da, de fiecare rudele, dată îi băgau această idee că nu pot fi copiii lui? Da, toate rudele lui. Și asta se întâmpla încă atunci când erai însărcinată sau a venit? Și când eram însărcinată s-a întâmplat și când am trăit împreună. Și tu ce îi spuneai? Pe tine, nu te supăra faptul că, uite, el... Tu dacă știi că s-a tăi, trăiești, dar dacă tu simți că nu s-a tăi, să ne despărțim. Așa. Și el spunea că s-a miei, da, de și vine mereu când se duce la rude, se duce singur, eu nu mă duce, îmi vine tot timpul cu ghionturi, cu sfadă, servit. Până la urmă v-ați despărțit? Da. De ce? El tăia lemne la pădure și la doi copii de gemeni nu ne ajungea sân și cumpăram nestogen. Și, mă rog, el dacă nu lucra să aibă salariu, sora lui de la Italia au vrut să ne ajute, ne-a trimis niște bani că să aducă, adică, lemnele la pădure, să plătească tractorul și să luăm la fetiță nestogen, mâncare. Și el mi-a spus mie că nu în ziua, adică ca azi, când s-a dus la păduri, mi-a spus că a doua zi. Sara a venit servit și m-a trimis în casă să-i aduc țigările din buzunar, când al caut pe buzunar. N-am avut, adică, așa nărav că să caut pe buzunar. Și întâmplător, vârând mâna să scot țigările, am găsit cecul care el a primit bani. Și când vâr avea și vreo 200 sau 300 de lei, dar ei au trimis undeva vreo 2000 de lei, mă tinc, așa ceva, 1000 și ceva. Nu mai țin minte, sincer, cât. Și îl întreb, zic, Vasile, cum? De unde-s banii care acasulăm nestogen și lemnele s-a duci? Dar el zice, da, peacă, am fost cu băietul cu scuterul, o turnat în bac, o băut și eu mai făcut, nu-s banii tăi. Ne-am și îndonit în seara și ei ne-am certat. Adică ți-a ascuns banii, chiar da, dacă știa da. Că trebuie... Că nu am, că mai am, că nestogenul e pe sfârșit și nu am cu și să hrănesc fetele. Și din seara și el a zis să mă duc la mama. A doua zi iar s-a dus la pădure, iar a venit servit și iar a început că du-te la mamta. Și eu și am aștept, mi-a zis să mă duc, mă duc, zic și să înșeapă, am la bătaie, ori spare fetițele. Instanța eu a arestat cota de pământ și care a fost vândut cu 25.000, dintre care ni s-a dat 15.000. Doar așa, atât. Pentru că el nu plătea pensia alimentară și atunci a fost nevoie... Dar la ce vârstă copiilor le-ați dat în judecată? Chiar atunci, la 8 luni, peste o săptămână, eu m-am dus și-am dat deodată la... Și ce sumă a fost încasat prin judecată? 600 de lei de copil. Așa, și nici pe aceea el, de fapt, nu i-a plătit. Până nu... Nu s-a intervenit iar forțat și nu i-au luat acea cotă de pământ. Da. Zi-mi, te rog, acum, tu ni te-ai adresat... Da. Cu rugămintea să te ajutăm să se realizeze un test ADN pentru copilașii tăi. Zi-mi, te rog, cu ce te poate ajuta acest test și rezultatele lui? Pentru ce ți-l dorești? Mi-l doresc ca să fie și fetițele mele odată fericite și să poată trăi și el, să meargă și pe drum și la grădiniță, fără vorbi, fără minciuni. Să știi că au și ele, au rude, au un tată, au tata lor care, adică, care numai nu le crește, dar e tata lor. Tu zici fără minciuni, fără vorbe, acum cumva le vorbește cineva? Da. Chiar zilele astea am avut mare stres, mare, mare. Nu dovedeam să mă duc la magazin după o pâine și pe drum de 3-4 ori mă opreau și mă întrebau și chiar așa lume că-ți spun în față, dar dacă n-ați fi bă, copiii lui, ce-i să faci tu acolo? Deci cumva tot satul vorbește despre, da. Despre copiii tăi și despre voi.
Astăzi, în emisiune, vom anunța rezultatele testului ADN și vom afla dacă tatăl celor două gemene este chiar fostul concubin al eroinei noastre. Iar acum o voi invita în platou pe sora bărbatului, care crede că Veronica și-a pus un scop clar, și anume de a lăsa pe Vasilia fără toate bunurile, chiar și fără casă. Haideți să o întâmpinăm! Nina, spune-ne, te rog, ce te face să crezi că, uite, Veronica ar putea să-l lase pe fratele tău chiar și fără casă? Păi ea a spus că vrea casă ca să fie, dacă-s copiii lui, casa va fi... Ea a luptat ca să fie casa să o ia ea. Deci, de fapt, scopul ei este ca să-și, ca să-i ia casa lui Vasile? Asta vrea, crezi? Eu cred că da. Așa, ți-a spus-o în față? Mi-a vorbit, așa. Din câte știu eu, tu locuiești în aceeași curte. Da. Așa. În casa părinților mei. În casa părinților voștri, da. Ai tăi și ai lui Vasile, așa, care v-au lăsat o moștenire? Da. Dar vreau să te întreb pe tine. Tu ai drepturi legale? Eu nu am cum. Cui a fost lăsată moștenire această casă? Moștenire la amândoi. Părinții au murit amândoi și noi nu avem părinți și a rămas... Eu tot n-am un trăi, el tot n-are un trăi. Când... Și trăiți într-o curte. Eu numai că aveți casa... case diferite. Da. Iată, vedem și curtea voastră pe... Da, da, uite, casa asta e mea și următoarea lui Vasile. Așa. Deci, teoretic vorbind, tu ai putea să te trezești cu Veronica în curtea într-o ta. Într-o curte, da. Cu Veronica gospodină în da, curtea ta. Da, ar fi, da. Și asta te-ar deranja? Cum spun, eu nu vreau să stau cu cineva care... Poate să, dacă ar fi nepoatele mele, sunt de acord să stau cu ea în ogradă. Dar ce te face să crezi că nu sunt nepoatele tale? Păi, nu seamănă cu fratele meu, nu pot să spun, eu n-am fost acasă. Dar tu le vezi des pe fete? Le văd, au fost de sărbători, vin la mine fetele. Și nu seamănă niciuna? Cu mine nu seamănă, cu Vasile tot nu seamănă. Așa, și atunci nu sunt ale lui? Eu nu cred că ei au fost împreună, eu nu pot să spun. Eu vreau să azi am venit la studio să ved eu, să văd dacă într-adevăr ele sunt nepoatele mele. Asta sunt curioasă să știu și vreau să văd dacă ce a fi până la urmă, nu știu. Vrei să știi și tu ce va fi până da, la urmă? Vrem să știm și noi ce va fi până la urmă, mai ales că e vorba de doi copii mici și da. Cred că ei nu merită o nedreptate ca asta. Nu, copiii n-au nicio vină. Vina e vina lor, ei știu ce au făcut. Mai bine spune-mi tu, te rog, le trimesc, ești nană de botez, eu n-am nănaș, două scurte de la Italia. Și vă închipuiți și fel de tată să fie, cu ajuns la două scurte, nu vreți ni le dăi din casa lor părintească. O neagră străină, o prietenă am, care e la Italia, doamna Stella Nazaru se numește. Abia ca tine mă ajută și cu hăinuță, și cu produse, și cu de toate. Să te iertați. Veronica, tu stai la două noi, scurte, eu tot, tu ești eu tot mama m-am ajutat când ați fost la mine. Eu cred că lumea vorbește că nu-s fetițele voastre, dar tu ca nană, scurtele și alea puteai să le dăi. Dar pe unii le-am trimis, eu nu te le-am trimis acasă și trebuie să vin să le dau de mână, că le-ai dat să la rudele voastre. Cum le-am dat eu la rudele noastre? Nu au vrut să ne le dăi și când te-am întrebat, ai zis că le-am dat la un neam de-a meu. Deci așa sau altfel scurtele n-au ajuns la copii și nu, știu, eu le-am trimis acasă mai multe, nu mai știu. Dar afară de cele două scurte, te-au ajutat rudele lui Vasile cu ceva? Nu, nu, nu. Deci că Vasile nu. Dar nimeni nu m-a ajutat, nimeni dintre lor nu ne-a dat nimic, nici cu un cuvânt frumos în măcar să vină. Să zic, și sănătoasă la ziua de naștere, nu cu un cadou, ori pe drum să o prindu, să o simt și e care rude, simt că sunt respectate, sunt iubite, stimate, nimeni nu a venit să... Dar cum se întâmplă că, Nina, tu ești nana de botez? Cum? Nana de botez pentru fetele Da, eu nu Veronica? Eram acasă, i-am trimis soțul meu, el a fost... Păi, dar cum l-ai botezat tu? A fost soțul meu cu nașa mea, a fost și botezat. Bine, fetele. Ai acceptat să le botezi? Ca da. Cine? Ca nepoatele tale sau ca doi copii străini? Că m-am gândit că urși să fie împreună cu fratele meu, mă gândeam ca să fie tot bine și la urmă nu s-a primit și bine. Și dacă tot nu a fost bine, oricum ai rămas nana de botez? Eu sunt nana, eu le spun fetele nana, vin la mine, le dau ce pot, cu ce am și eu doi copii. Păi uite, Veronica zice că...
ni chem la mine, când nu, ziua la băieții mei, ni chem la mine. Eu când am fost și erau împreună, le-am mai trimis bani. Eu nu știu ce au făcut ei cu banii, că eu nu mi-au demonstrat. Păi de atunci, de când nu mai sunt împreună, uite, au trecut aproape 6 ani. Păi și... de atunci eu nu pot să-i ajut, pentru că ei s-au certat, l-a pălit pe el în chestia... Apropo, ce a fost cu lovitura aceea? A fost o lovitură gravă, pentru că am fost cu el... Chiar eu am venit acasă, că m-au chemat rudele de la... Eu eram în Italia și ei m-au chemat ca să vin acasă, urgent, că trebuie să-l ducem la spital, să-l operăm. Și eu am fost cu el de mânuță, când m-am dus la medic și medic m-a întrebat. De ce tu vii cu el de mânuță? Cine ești? Soția lui? Zic că nu, sunt sora lui, dar el la noi e mai moale, nu-i ca mine, mai... Eu sunt mai deschisă, mai vorbesc mai iuti, mai... Dar el e mai liniștit așa la lui. Și l-am luat de mână și l-am dus acolo. Și medicul mi-a spus, vrei să mergi chiar să vezi ce-i fac? Și eu zic că nu chiar ce-i faci, dar vreau să mă lămurești ce are. Că cade, și până la urmă te-au lămurit? Cade fără cunoștință și mă sperii, că să face alt pe față, mă sperii. A, rămas... chiar așa? Deci da, era că, grav? Da, își pierdea jos. Cunoștința? Pierdea cunoștința, nu știu, vreo câteva minute îți revenea în firii. Că la polită îți dai seama foarte tare. Genetic. Și ce au zis medicii? Până la urmă, la ce concluzie s-a ajuns și el, la operație? Da, a fost operație prin laser, am înțeles că eu da, deja eram plecată, i-am lăsat bani, el a fost și a făcut. L-am dus la Chișinău, la Republican am fost cu el. Ați încercat să-i cereți socoteala Veronicăi? Păi ce... am mai vorbit cu ea, am mai discutat, am mai avut și niște certuri cu ea, că zvârlea pampersuri la fete peste gard la mine și am chemat N-am poliția. N-am zvârlit eu și nu spun minciuni. Și după asta eu am plătit un ștraf de... Nu, nu spune minciuni, să... că nu de la pampersuri. Noi ne-am sfădit, tu ai venit de la Italia și... Nu vreau să vorbesc de despre că Vasile are domnul... altă soție. Dar chestia e așa că a fost, că tu, că nu s-a lui, că nu știi. Și eu ți-am zis să ai grijă că tu ai lepăda copilul tău de 7 luni. Dar eu, ca mamă singură, am rămas cu 2 copii de 8 luni în brață. Eu nu m-am dus să lăs copiii mei. Eu m-am zbătut, m-am dus la primărie, au rude în primărie. Eu n-am primit un ajutor. Un ajutor, un leu n-am primit cu 2 copii de gemeni, mamă singură. Un ajutor, un leu nu a vrut să-mi dăi. Pentru că aveți mătuși în primărie și m-a săpat și nimeni nu a avut cine să mă susțâie. Dar mătușa mea cu și jinovată, mătușa mea, pentru că mătușa mea nu lucrează în... Când față ne-o zis că nu-ți facem că nu-s copiii lui Vasile. Mătușa mea n-are și-o vină, mătușa mea cu sotele. Cu Vasile, am vrut să ne cununăm, să ne înscrim, să facem o familie. Ne-am dus la primărie să ne înscrim, să întrebăm, să vorbim ca să ne înscrim. Și ne-au spus în față, au zis că nu vă înscrim. Că eu chita domnica nu ne dă voie să vă înscrim. Asta dar cum? A, și că nu-i casa... Cine-i primar? E mătușa lor. Dar ce funcție are în primărie? Secretar, nu știu ce are, acum nu lucrează. Asistentul social de obicei dă ajutoarele. V-ați adresat la asistentul social? M-am adresat, dar trăiem la tata aici de-a doilea și îmi pune zarplata la tată, zarplata lui mama mea și nu puteți mi se dăie. Nina, dar vreau să revin la fratele tău. Uite, toată această poveste cu nerecunoașterea copiilor, cu pretențiile Veronicăi, pe el îl afectează cumva? Da. El, ultima vreme, a început să bea, eu nu-l mai recunosc. El era pâine de mâncat înainte, dar acum eu nu-l mai recunosc. Câteodată el sunt foarte... schimbă dintr-un moment în altul. A început să bească? A început să servească, da. Acum, chiar la momentul de față, ultimele zile, chiar m-am speriat de el, că a vrut să facă și seama de 2 ori. Ce a vrut să facă? Să se sinucidă. Să se sinucidă? A avut tentative de suicid? Da. De 2 ori. Prima oară a fost că eu mă întâlneam cu Vasile, tu trăiai cu Dima, cu soțul tău și nu lucra nici soțul, nici tu. Când... Și el lucra la paza de stat. Voi luați banii lui și îi cheltuieți, plăteți lunii comunale, nu lucrați, asta e drept. Pe unde ai luat-o? Ascultă la mine. Că eu am luat bani la fratele meu vreodată. Când lucram paza de stat Vasile cu Dea Serioja, unde lucrați la Dima și tu? Eu luam banii lui fratele meu. Și el vine la mine și plânge că îi luați banii, plătiți comunale, că vă luați de mâncare. Așa, și... S-a certat cu voi și m-a sunat și a zis că eu am vrut, gine că zi, eu am vrut să mă sinucid. Eu de la mama am fugit, când m-am dus în pod, am găsit lațul, l-am arătat și ții.
destul de ghiniștit. Eu vrut să ușit de pentru tine. Mama este de martor, mama a alergat de urma mea, că eu zic, mă duc repede, Vasile a vrut să ușit. Deci el a avut mai multe? Așa, da, primul caz a fost cu mine. Da, da, da. Pe dâns cred că l-a învățat cineva, rudilor și cine anume, nu știu. Dar de unde el a luat cuvântul ăsta, că o să vin și o să văd dacă o să-mi seamene mie, o să ne împăcăm înapoi și o să trăim. Deci tu vrei să spui că tu i-ai înfiat? Da, eu nu-s de acord cu copiii mei. Dar dumneata, ai avut rapoarte sexuale cu Veronica? Au fost. Păi și atunci ce te face să crezi că nu sunt copiii tăi? Tu zici că Vasile la început, uite, își recunoștea copiii. Când a început el să-și nege paternitatea și dacă ți-a explicat cumva de ce? Chiar când am început să trăim, adică el nu trăie cu capul lui, se ducea undeva la o mătușă, la un moș și venea acasă, dar nu spune cu cuvântul lui că ea ca... Nu-s copiii mei, dar spune că ea ca mătușa a zis că eu sunt slab și-s doi de gemeni și nu s-a mic. Dar ce te face să crezi că nu sunt nepoatele tale? Cu mine nu seamănă. Cu Vasile tot nu seamănă. Că el de ce-i dus copiii, câte gâtă-i, câte ușit. Și eu, de stres și de frică, am crezut că să-l pălesc cumva și să-l... Unde l-ai lovit? L-am lovit, mă rog, la chestia bărbătească. Tu ni te-ai adresat cu rugămintea să te ajutăm să se realizeze un test ADN pentru copilașii tăi. Zi-mi, te rog, cu ce te poate ajuta acest test? Mi-l doresc ca să fie și fetițele mele odată fericite și să poată trăi și el, să meargă și pe drum și la grădiniță, fără vorbi, fără minciuni. Au tata lor care, adică, care numai nu le crește, dar e tata lor. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre o femeie din satul Ustia Dubăsari care vrea să-i demonstreze fostului său concubin, dar și rudelor acestuia, că anume el este tatăl gemenelor pe care ea le crește singură de 6 ani. Bărbatul nu-și recunoaște paternitatea și cere efectuarea unui test ADN, dorință împărtășită și de mama copiilor. În continuare vom discuta cu doi oameni care au fost întotdeauna alături de eroina noastră și au susținut-o cum au putut. Au venit să o susțină și în această seară. Se întâmpinăm pe Ana Doncila, mama Veronicăi, și pe concubinul său, Serghei Andreev. Mai întâi vreau să vă întreb, doamna Ana, pe dumneavoastră, cum ați aflat că Veronica are o relație cu Vasile și cum ați primit acest fapt? Eu, când am auzit, eu nu i-am dat voie, dar ei totuși, cred că au avut, s-au iubit unul cu altul și s-au întâlnit. Dar uitați-vă că Veronica ne-a povestit că tocmai Serghei le-a făcut cunoștință, că era cumva preocupat de viața Veronicăi și a zis să-i găsească un mire. Și deci Serghei l-a găsit pe Vasile, l-a recomandat ca un băiat bun și dumneavoastră ați fost împotrivă. De ce așa? Am știut că n-ar fi... Dar cum, soțul dumneavoastră îl recomandă, dar dumneavoastră sunteți împotrivă? Poate că mi-a spus inima că n-ar fi... Nu-i de viață și eu, ca că inima ne spune, toți îmi spune, tot se întâmplă și-i drept. Și ce să facem? Așa Serghei, este că dumneavoastră ați greșit cu mirele, cu alesul. E greșeala lui, el s-a bătut. El s-a făcut de cap, nu că e altul. Dar era băiat bun dacă l-ați recomandat, nu? Îl știați de băiat bun? Băiat era bun, dar pe omul s-a... Dar, doamna Ana, cum ați primit vestea că fata dumneavoastră este însărcinată? Într-o zi, doamna Sergiu nu era acasă. Dar ei ne spune, mami, eu sunt gravidă. Eu așa, nu știu ce să fac. Nu știu, 2 luni. Zic, ce să faci, mamă? Duce-mi, ce să facem? Da, mă-i sun la Serghei, dar el zice, poate într-adevăr nu-i drept. Zic, da, e drept într-adevăr. Și ați întrebat ce vor face mai departe, dacă tot au venit și v-au anunțat împreună? Ce v-au zis? Da, o zis ca să trăiască, să fie tot normal, amândoi. Da? Și Vasile așa a zis? Da, și Vasile și amândoi au zis așa. Deci era pregătit pentru o viață lungă alături de fiica dumneavoastră? Da, era... Normal, era bine, da.
ce l-ați crezut? Pentru că ziceați că nu v-a plăcut din start de Vasile. Ei, eu l-am avut, cred că poate s-a dat, poate s-a... Eu știu, poate să fie bine, să... Știu, mă gândeam și eu la ghine numai, nu la rău. De ce nu v-a plăcut la el din start? Ei, mă gândeam că e tânăr, e să... Eu știu. Era prea bun. Nu știu. Te-a liniștit? Mă vede toate și... Fiica dumneavoastră a avut mai mulți candidați gineri, că ați avut de unde să-i alegeți? N-am avut, nu a avut mai mulți gineri, este prieteni. Nu a avut. Doamna Ana, dar spuneți-mi, vă rog, atunci când v-au anunțat că deja Veronica este gravidă, ați vrut să faceți nuntă, probabil, să-i căsătoriți? Da, ei singur o vorbi, dar mâine a spus nouă, că să cu nune, să facă ca niște tineri, cum fac toată lumea. Așa? Așa am vrut să facem. Și? Să nu s-a mai prinit. De ce? Nimic. Da? Nu știu de ce. Și s-a mai prinit. Dar dumneavoastră ca mamă, nu ați insistat? Haideți, da? Copii, haideți să vă căsătoriți, pentru că da, burta crește. Copiii vor apărea pe lume. Ce da? Vor fi ei? Nu s-a prinit, nu știu de ce, dar nu s-a prinit. Nu. Dar dumneavoastră ați vrut ca ei să se despartă? Da, și era să le fac. Eu nu le-am împărțit, nici nu le-am... Eu am vrut că să și ghine să trăiască ca doi tineri. N-am vrut rău nici la unul, nici la altul. Doamnă taților, nu? Inclusiv și eu, că la mine pe băiatul toți spun că mai mult mie îmi seamnă. Și ce faci, mă? Ei, adică, pe dâns, cred că l-a învățat cineva, rudilor, cine anume, nu știu. Dar de unde el a luat cuvântul ăsta, că o să vin și o să văd dacă o să-mi seamene mie, o să ne împăcăm înapoi și o să trăim. Haideți să vedem ce ne-a spus despre Veronica, unchiul lui Vasile. Atenție la ecran. Nu mi-a plăcut însă deodată că nu. Că i-am spus lui de-a și am zis, n-aveți contact unul cu altul. Că eu zic că tot din asta urmăresc astea și că la ori spune că e gravidă. Dar de unde e gravidă? E singur nu știe. Dacă tu zici că e de la dâns, docajește. Eu singur le-am zis de mult. Zic că mai docajească. Dacă e de la dânsul, las plătească el aliment. Dar dacă nu e de la dânsul, se întoarcă înapoi cum e luată. Că e cota aia lui mama mea, nu e al lui Vasile. Doamne ferești cum e luată, e pământ și lui confiscată. Eu de multe ori am spus că nu-i gospodin. Chiar cu fratele am fost în casă, nu ne-a plăcut deodată. Deci ordin, nu avea grijă. Nu murdări prin casă, mâncare, nu prea îl hrăne, îl troseu ca vine și mam, s-a luat pampers la fetiș, le zile pe sigar, numai rău să fac. M-am dus într-o sar și am spus, zic, Veronica, dacă aș mai văd odată murdăria, să avem de plăcere de mamă parte. Și-o venit Lucescu, vrea că la mine la poartă. S-o trimis tot Veronica. Că zic, eu fac scandal între dânși. Că eu au fost și platrasă, m-a scuzat, după aceea lumea o vede cum ieșesc, dușe platrasă. Și când l-a luat al pe dânsia, că a întrebat încă o dată, că l-a luat al Veronica cu deasâl atunci, eu mă închip că l-a luat al, scrii fetițele după dâns. Asta cum cu deasâla? Veronica, dar uite că, iată, rudele lui Vasile, cel puțin unchiul lui, pune la îndoială și paternitatea lui Vasile, dar și te vorbește de rău. Ce le-ai făcut? De ce i-ai supărat atât de tare că, uite, te vorbesc? Amui, aș avea o întrebare la domnul Gheorghe, că o să mă privească și o să mă audă. Când noi ne întâlnim și eu îi mulgeam vaca, el se duce la lucru, prășăm în harman, piligiem, atunci nimeni nu a spus că luați voi băieți, nu a dat un sfat, trăiți, fășeți o familie, nimeni nu a dat un sfat bun. Dacă noi de-am am fost împreună și dumnealui spune minciuni, de când s-au născut fetițele și cât am fost eu însărcinat și am trăit cu dâns, odată nu au fost. Vasile se ducea că ei au fost contra că eu trăiesc cu dâns. Dar ei nu au fost nimeni, nici nu au văzut fetițele. Amu când s-au mărit și am mers pe drum, au văzut Veronica, copii. De ce te vorbesc așa? Ce le-ai făcut rudelor lui Vasile? Că, uite, din start, nimic. Uite, nu te-au primit. Și de ce spune că a fost deodată contra? Deodată noi, eu cât mă întâlnim, mă duceam cu Vasile la dânsă, ne primea, vorbeam, mă estimau. Când și-au întors acasă? Când au aflat că sunt sărcinată și o să... Adică eram cu Vasile împreună. Veronica, dar spune-mi... Și atunci repede s-a schimbat, da. S-a schimbat tonul. Da, da. Și atunci ți-au întors spatele. Și atunci s-au întors cu spatele, da.
Dar de ce? Nu au vrut să fiți împreună? Sau care a fost problema? Pentru că orice rudă îi dorește binele. Problema că eu m-am întâlnit cu Vasile și m-am dispus. Stai puțin, Veronica, când nu are ceva de spus? De obicei, Vasile îmi spunea că lui era rușine. De câte ori venea acasă, de unii lucra el, de unii muncea, tot lucrat cu Gheia Serioja, tot lucrat la păduri, la tăiat lemni, ca la țară. Și Vasile spunea că de câte ori venea acasă, Veronica îi spunea, hai să mâncăm la mama, hai să mâncăm la mama. Și într-o bună zi, Vasile s-a săturat, hai să mâncăm la mama, era rușine de Chiana ca să-i facă mâncare. Deci tot o zi de asta întreagă. Chiar miujele o mâncare nu poți să o faci ca să ne ducem tot timpul la mama, să mâncăm la mama. Frate, era rușinos și era, el zice, mai bine mi-aș face un borș. Nu știu, ea am văzut-o pe drum. Măhăleanu, tata lui Veronica, nu știu, s-a început, a sfădit, a bajgurit. De la tine? De la mine. Nu te puteam împărți. Vasile, dar erai bărbat întrebat, mai băiete. Două femei se certau de la tine. Da, da. Păi, până la urmă, ea s-a luptat pentru... Dacă ceva, spune că ești însărcinată de la mine. Eu trăiem acasă, e la mamță. Nu dormeam, știi, împreună. Cum eu ți-s? Deci să facem mici la copii. Deci să facem, dar eu încă nu sunt înscris cu tine, nu sunt cununat, n-am încă legat nici cu tine. Zic, îmi ducem, le scriem. Eu stau într-o educată, hotărât că eu am, cum am înfiat copiii, că acum am fiat copiii ăștia, eu sunt obligat, că i-am trecut în familia mea, sunt obligat să, până la 18 ani să plătesc la copii. Mi-a pus câte 1.500 pe lună. Mi-a luat cuota, 92.000 trebuie să-l plătesc, de unde să iau eu banii ăștia? Vasile, iată că aflăm cum ai ajuns tu să fii scris în certificatele de naștere a copiilor drept tată. Deci tu vrei să spui că... Te ai despre asta? Păi se întâlnește una, dar să ai relație cu totul altceva. Dar eu am fost ideea asta că... care... Totuși, ai născut 3 copii. Nu te temeai că o să ajungi și tu în pielea Veronicăi? Nu. Nu? De ce? E deja o ajuns, pentru că el trăiește acum la sora lui, dar ea ascunde. Țin în mână rezultatele acelui test la care ați visat voi toți, ani de zile, așa am înțeles. Și rudele, și voi doi.